puține mașini sunt atât de distractive pe cum Kia Picanto, buburuza gamei Kia. Am avut multă concurență în acest segment, acum mai avem Kia Picanto, Hyundai i10, Toyota Aerocross, Dacia Spring și urmează să mai avem niște modele electrice. Aceste mașini de oraș sunt subapreciate pentru că ele sunt mai spațioase decât ai crede la prima vedere. Echipare trend, dotată aproape complet sau chiar complet, motor 1.2, benzină, 4 cilindri, aspirat, 84 de cai putere, manual în 5 trepte, suta în 12,5 secunde, 173 de km la oră viteză maximă, sub o tonă, consum 5 și ceva sau 6 și jumătate dacă te dai la ea cum ne-am dat noi la ea în perioada aceasta, preț 16.200 de euro, cu TVA, fără orice reducere, orice discount sau fără orice rablă. Și fiți cu ochii pe mașină să vedeți cât de dotată este. La facelift vom primi faruri full LED, însă aici avem halogen, back, poziții, ceață, fază lungă, fază scurtă și semnalizare, totul cu back. Dar, vedeți asta, asta e opțională, să ai LED în oglindă este opțional, ceea ce e foarte interesant, însă se rabatează manual. Ce nu vei găsi foarte des pe o mașină din clasa asta, mânerele cromate. Stați un pic că am încuiat-o din greșeală. Aceasta este cheia, o cheie normală de Kia, încuiere, descuiere și portbagaj ca să îl descui. Dacă vrei să o descui manual, poți să faci acest lucru. Bun, mânere argintii, foarte rar acest lucru. Ia uitați aici, comenzi pentru oglinzi. Ele se reglează. Wow! Deci eu n-am mai întâlnit mașină la care poți să rabatezi geamurile atât manual cât și electric. Și parcă știam chestia asta. Avem impuls la geam, un pic de piele aici și scaunele care sunt destul de confortabile. Nu prea ai probleme cu acest lucru. Hai să o dăm pe... De fapt, ea bipă e pentru că e ușa deschisă, că farurile nu sunt pornite. Interesant, ia să vedem. Ba nu, era ceața pornită, dar trebuie să ai contactul. În spate... Ce avem în spate? Mai nimic. Avem o banchetă care e destul de confortabilă, avem și un pic de loc, avem ISOFIX, bancheta se rabatează destul de ușor. Dacă vrei să nu sprinzi centura când ridici înapoi bancheta, ia uite, poți să spui centura aici, geamuri electrice. Mi-ar fi plăcut să avem un USB în spate, măcar unul în clasa asta, dacă nu două, atunci măcar unul. Jante din aliaj pe 15 inci, tamburi pe spate, din păcate, dar sunt unele versiuni, cum ar fi cea 1.0 turbo cu 100 de cai, aia chiar fuge, tot așa la sub o tonă, care vin cu discuri pe spate. Rezervorul este mic, nu te-ai aștepta la ceva mare în clasa asta, 35 de litri, hai, dacă te duci în afară, consumi 5, mergi 700 de km cu un plin, ceea ce nu e rău deloc. Picanto. Numele de Picanto mi-a plăcut tot timpul, pentru că e exact cam așa, e picantă, te strecori prin oraș, te fâțâi de colo-colo, e picantă. Și dacă vrei, mai și livrează o pizza picantă, diavola, sau chiar și nepicantă. Avem cameră de marș arier și mă rest aici simplu, nu avem nimic deosebit, o lunetă tradițional care se ridică ușor, cu tocul Haion. Uitați ce ușor se ridică. Portbagajul, 255 de litri, dar ia fiți atenți aici, podea falsă și mai bagi ceva aici. Rabatezi bancheta, podeaua este plană și dacă mai ridici odată, avem roată de rezervă. Roată de rezervă de 14 inci. Mașina asta vine cu roată de rezervă. Evident, avem o copertină aici și dacă aveți nevoie de cârlige sau puncte de ancorare, ele există. Există. Hai să vedem și în față ce găsim. După cum am spus, scaunele sunt confortabile. Nu am avut de ce să mă plâng. Mai avem aici un spațiu de depozitare, o frână de mână tradițională, transmisia manuală, ambreiajul e foarte ușor. Avem o cotieră mică, dar capitonată. Evident, ea nu se extinde. Eu n-am văzut o cotieră mai mică de atât. De fapt, ia, să mă dau mai spate. Eu n-am văzut o cotieră mai mică de atât. Cu toate astea, n-ai nicio problemă să-ți ții mâna aici, e foarte confortabilă. Climatizare automată, scaune încălzite, volan încălzit, start-stop, încă un scaun încălzit și, bam, dacă vrei suporturile de pahare sau dacă vrei ca spațiul de depozitare să devină suporturi de pahare, faci așa. Avem un USB aici, o priză de 12 V,
climatizare automată, am mai zis o dată. Și dacă vrei să o pornești, o pornești normal, n-ai buton de start. Cu toate astea, mașina vine cu pilot automat, avem ceasuri de bord normale, Tire Pressure Monitoring System, adică sistem de monitorizare a presiunii în pneuri și toate informațiile pe care le găsești și la o Kia mai mare se găsesc aici, printre care și sistemele de asistență. Mașina asta chiar îți oferă multe, multe lucruri în ceea ce privește sistemele de asistență și în ceea ce privește tehnologia, pentru că, ia fiți atenți aici, deși nu avem un sistem de infotainment cu navigație, avem camere de marș arier și avem Apple CarPlay și Android Auto și un sistem audio care se aude mai mult decât decent. Volanul se reglează doar pe înălțime, nu se reglează pe profunzime. Mi-ar fi plăcut totuși să avem așa, un asemenea volan. Și tapiseria asta care imită pielea pare să fie de calitate și pare să reziste în timp și mai mult este piele perforată. Nu fie piele naturală, dar este perforată. Unde găsești tu în clasa asta piele care nu este, care este perforată? Că nu prea mai găsești. Avem o lumină normală aici, o oglindă normală, nu este electrocromă și nu avem lumină la parasolar. Având în vedere că mașina este atât de mică, poți folosești lumina asta pe post de lumină la parasolar fără nicio problemă. El nu se extinde, dar nici nu te aștepta să se extindă în această clasă și microfon aici pentru sistemul audio sau pentru Bluetooth. Cu toate astea, are mânere atât în spate cât și în față și centuri reglabile pe înălțime. Mânere nu mai oferă mașini care sunt într-o clasă superioară, dar mașina asta încă mai oferă. Și torpedoul este destul de încăpător, chiar dacă el nu este amortizat, nu este capitorat și nu este iluminat. Dar mașinuța destul de fâșneață. Ce părere aveți voi de Kia Picanto? Pilot automat, clima automată, volan încălzit, scaune încălzite, sistem de monitorizare a presiunii în pneuri, Apple CarPlay, Android Auto, volan în piele, scaune în piele perforată, cameră de marș arier. Ce vă mai lipsește la o mașină? Și cu scaunul dat la maximum în spate, mai ai și loc. Cu scaunul dat la maximum în spate. Da, e un pic strâmt, dar ai loc să-ți bagi picioarele sub scaun. Hai să mergem să o și conducem. După cum am spus, nu există multe mașini care sunt mai distractive decât o Kia Picanto. Poziția la volan poate fi atât joasă cât și ridicată dacă vrei. Scaunele nu sunt de o mașină de clasa asta. Sunt mai măricele decât te-ai aștepta, mai confortabile decât te-ai aștepta și tapiseria nu este rea deloc. Da, ok, mi-ar fi plăcut să fie reglabil volanul pe adâncime, asta n-o să mint, dar el este subțire. Volanul e subțire și se manevrează atât de ușor, direcția e atât de ușoară. Sunt multe mașini cu pretenții sportive care nu au un volan subțire și plăcut ca ăsta. Ai unde să-ți odihnești degetele, ai unde să-ți odihnești restul mâinii aici în spate. Vizibilitatea este absolut excelentă, n-ai nicio problemă cu vizibilitatea. Uitați-vă la linia parbrizului și după aia uitați-vă la linia geamurilor. E mult mai joasă linia geamurilor decât linia parbrizului, pentru că trebuie să ai vizibilitate. Oglinzile sunt și ele suficient de măricele și motorașul ăsta, ia fiți atenți aici, aspirat, 4 cilindri, abia la 6000 începe să devină vocal, ambreiajul este ușor, nu există cutii manuale din această clasă care să fie mai distractive, iar pe viraje mașina este un deliciu pentru că este ușoară. Ai un pic de ruliu, dar este o plăcere. Singurele dezavantaje ar fi la drum lung peste 110 de km la oră. Auzi ceva zgomot de vânt și încă un detaliu, treptele sunt scurte, ceea ce înseamnă că la viteze de autostradă vei avea undeva aproape de 4000 de rotații pe minut, ceea ce va menține motorul turat. Însă, pentru viteze de până în 90 de km la oră, consumul este mic, manevrabilitatea este bună, confortul acustic este destul, sistemul audio se aude mai mult decât decent, este o buburuză de distanțe medii, dacă nu lungi, chiar bună, dar pentru oraș este ideală.